Prima demisie în cazul scandalului izbucnit în urma împușcării ursului din Sibiu. Cristian Negru, șeful poliției Sibiu, a anunțat că demisionează din funcție. Acesta a spus că își asumă responsabilitatea, dar nu și vinovăția în acest caz și susține că a primit amenințări la adresa familiei. Șeful poliției Sibiu a anunțat că renunță la mandatul pentru care fusese împuternicit în luna august și care expiră la începutul anului viitor. Mă retrag din conducerea poliției municipiului Sibiu. Mă pun la dispoziția organelor de anchetă. Cristian Negru a recunoscut că decizia de a împușca ursul îi aparține și își asumă responsabilitatea, dar nu și vinovăția. Acesta neagă că ar fi dat ordin ca ursul împușcat miercurea trecută să fie lovit cu mașina de polițiști. Decizia luată în acest caz îmi aparține și mi-o asum integral, dar îmi asum responsabilitatea, nu și vinovăția. Vinovăția o poate stabili doar organele de anchetă. Comisarul Cristian Negru a luat decizia de a se retrage pentru a înlătura orice dubiu că va interveni în cadrul anchetei penale care este în curs, dar și pentru că a primit mai multe telefoane de amenințare la adresa familiei. Iar al doilea motiv care este foarte important, iau această decizie în contextul amenințărilor pe care le primesc în ultimele 12 ore la adresa soției și la adresa copiilor. Am primit un telefon anonim pe telefon de serviciu prin care mi se spunea că o să mi servească copiii și o să fie supuși la același tratament cum am supus de animale. Acesta a explicat că în timpul misiunii primul loc în lista priorității autorităților prezente la intervenție a fost salvarea vieților oamenilor și abia mai apoi cea a ursului. Revenind puțin la intervenția de la Sibiu, deși pare crud spus, prioritatea noastră a echipelor de intervenție a fost salvarea vieții oamenilor și în subsidiar salvarea vieții animalului. Deși am încercat tranquilizarea acestuia. Această reacție a șefului poliției Sibiu a venit în urma concluziilor anchetei MAI, în acest caz potrivit căreia autoritățile din Sibiu au acționat în grabă atunci când au decis împușcarea ursului. Pe lângă lipsa unei proceduri clare în astfel de situații, responsabilitatea aparține și autorităților care au coordonat misiunea. Se reține de asemenea și o responsabilitate a celor care au gestionat din punct de vedere operațional și aici sunt cadre din Ministerul Afacerilor Interne, șeful Poliției Municipale Sibiu, în special, pentru că el a fost cel desemnat să coordoneze în teren intervenția. Dragoș Tudorache a mai subliniat că ursul a fost ucis în momentul în care nu mai exista un pericol iminent și s-ar fi putut încerca din nou tranquilizarea animalului, mai ales că la fața locului se afla un medic veterinar.